Forse curi cu dulceață și cu Nutella. Și o să folosim un nou întreg și un alboș. Sau margarină, fiecare pune ce crede. 120 de grame de să vedeți ce fragile este untură. O să mai avem nevoie de aici. Pe toate 100 de grame de zahăr, 100 de grame de stafide, coajă de lămâie, vanilie, un praf de sare. Aici am nuci măcinate, puteți pune și alune și alune de pădure și pistic, ce vă place. Așa. Apoi mai am nevoie de esență de migdale, o sticluță. Aici mai am, mai am 30 de mililitri de rom. Acesta este opțional, puteți pune două fiole de rom. Așa. Aici am 300 de grame de făină. O să punem cam 250 la început și după aceea, dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Și amoniac. Avem nevoie cam 6 grame de amoniac. O jumătate de linguriță. Le-am pus pe toate pe farfurie ingredientele, pentru că le amestecăm pe toate. Le-am pus astăzi, le-am pus împreună. Aici am un vas. Așa. Și am să pun un ou întreg. Un ou întreg și un arbuș. Cine dorește cu gălbenușul, chiar poate decora cu puțin zahăr pudră, îl amestecați și puteți pune deasupra la fursecuri. Puteți folosi să faceți un cacao și zahăr pudră. Este foarte bun. O cremă. Așa. Să punem tot în ușă. Am pus un ou și un albuș. Și acum punem untura. Punem pe toate 120 de grame de untură. Puteți folosi și unt dacă nu preferați untura. Dar să știți că este foarte, foarte fragil de untură. Așa. Și acum am pus pe farfurie 100 de zahăr, 100 de nuci măcinate, 100 de stafide, am pus coajă de lămâie, vanilie și un praf de sare. Și acestea le punem pe toate și le amestecăm pe toate împreună. Așa. Nu? Încet. Așa. O să le amestecăm cu palețică. Așa. O să punem și romul. Eu am aici 30 de mililitri de rom. Esență de migdale. O punem pe toată. Acum amestecăm bine. Și
la urmă adăugăm făină și cu amoniacul. Le puteți face înainte, se mențin foarte, foarte bine, sunt foarte, foarte fragile. Așa. Aluatul trebuie să se odihnească măcar o jumătate de oră. Și apoi le dăm ce formă dorim. Și după aceea le decorăm. Le decorăm cu ciocolată, cu bombonele colorate, cu nucă măcinată, cu zahăr granulat. Sau le putem da pur și simplu prin zahăr pudră. Și le lăsăm așa. Așa. Vedeți? Cum se amestecă toate. Le amestecăm bine, bine. Se vede? Așa. Le amestecăm bine, bine totul. Adăugăm și amoniacul, așa, cam o jumătate de linguriță, nu mai mult. Amestecăm bine, bine. Așa. Și unim și făina. Făina o adăugăm puțin câte puțin. Aici am 300 de grame și dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Dacă nu, așa. În 10 minute sunt gata la cuptor, se cuc foarte repede. Și le puteți da ce formă doriți. Astăzi am să vă arăt ce formă le-am dat eu. Eu le-am făcut ieri, înainte, am făcut o parte. Ca să nu vă țin prea mult astăzi. Așa. Mai adaug puțină făină. Încerc să lucrez cu mâna. Le puteți face și cu 2 săptămâni înainte de sărbători. Se mențin foarte bine, foarte, foarte bine. Le puneți într-un vas. Acum să lucrăm cu mânuța. Mai trebuie făină. Se simte la mână. Cineva mă întreba ce înseamnă făină cât cuprinde, cât cuprinde ca să nu se lipească de mâini, să nu fie lipicios și să nu fie și foarte tare, ca să nu putem lucra. Deci să fie că vă aduceți aminte plastilina, cum se modelează și se lucrează, cam așa ar trebui să fie și aluatul. Cam acea consistență. Așa. Și dacă am adăugat mai multă făină, adăugăm ori un pic de albuș sau un puțin lapte. Nu se întâmplă nimic dacă am adăugat mai multă făină. Așa, mai pun încă puțin. Așa. Aluatul este gata. Au intrat cam 350 de grame de făină. Aproximativ așa. Așa.
Vedeți? Așa. Și așa îl dăm deoparte. Apoi o să ne ajutăm și cu puțină făină. Tot mai trebuie puțină. Eu o simt la mână, o simt. Puțină, puțină să mai adaug. Să-l așez aici să-mi iau tot de pe foc. Așa. Aceasta este rețeta. Este foarte, foarte simplă. Ați văzut că se face foarte repede. Am să-mi iau o bucățică de aluat. Ia uitați-l, este plin cu stafide, cu untură, cu făcut și alune măcinate. Am să-mi pun puțină făină pe fund. Și o să întind aluatul. Stafidele, dacă doriți, după aceea, mie îmi plac mult. Și acum am să întind. Eu mi-am pregătit și o tavă să le pun. Bine. Să nu fie nici prea subțire, dar nici prea... Vedeți? Așa. Și am să tai... O parte am să le tai cu acest pătrățel. Și o parte am să le tai cu paharul. Și am să tai... pătrățele. Și scoatem. Le putem lăsa sau le putem întinde așa puțin romburi. Și le punem, eu mi-am pregătit aici o tavă. Le pun așa pe tavă, una lângă cealaltă. Și după aceea am să le umplu cu Nutella sau cu ciocolată. Și cele rotunde le umplem cu dulceață. Eu astăzi am să le umplu cu dulceața de piersic. Așa. Și tăiem. Tăiem așa bine. Ia uitați, scoatem. Așa puțin. Le putem lăsa și pătrate. Dar eu vreau romburi. Și pun în tavă. Mai tăiem încă unul. Așa. Imediat vă arăt și cum le umplu. Eu le întind așa puțin. Așa. Și punem în tavă. Avem și păhăruțul. Tăiem și rotunduri. Ia uitați. Așa. Și punem în tavă. Vedeți? Pun așa alături aici. Și tăiem. Scot așa. Sau dacă aveți o formă rotundă, așa. Tăiem și punem în tavă. Uitați. Eu ca să le pot umple, îmi trasez. Ia uitați așa. Dacă avem stafida, rămâne acolo. Așa. Și eu am să pas așa ca să fac loc. Și să avem și o margine. Așa. Și acum o să punem... Ia. Luăm puțin Nutella și o așezăm așa pe mijloc aici. Și o întindem așa, în locul gol. Facem și cu următoarea tot la fel. Așa, și apăs puțin. Ca să... Nutella. Sau ciocolată, puteți topi ciocolată. Puțin mă de patiserie.
Așa, și punem puțină. Așa. Și întindem așa peste tot. Liber care l-am. Așa. Cu acest păhăruț, eu am să dau partea de jos, am să o dau prin puțină făină. Așa. Și am să apăs peste. Apăsăm peste și am să iau paharul și acum. Să punem puțină dulceață din borcan de piersici eu am astăzi și loc. Așa. Și acum tot la fel, dăm prin făinuță și apăsăm. Așa. Acum luăm paharul și punem puțină dulceață. Puteți un păhăruț pătrat, puteți face și pentru de la fel. Și acum cu dulceață luăm din borcanel și punem. Așa. Ia uitați-le, mai avem două de făcut și apoi le dăm la cuptor. Hai să facem și pe aceasta. Dăm păhăruțul nostru prin făină, scuturăm și apăsăm aici. Așa. Și punem dulceața. Și aceasta îi dăm așa o formă. Eu nu am pătrățel, dacă aveam un păhăruț pătrat, micuț, așa, a fost mult mai bine. Și am să apăs așa puțin ca să-mi fac loc unde să pun Nutella. Așa. Și aici am să pun Nutella în mijloc. Iau culinculița puțin. Și am să pun așa în mijloc aici. Așa. Acestea sunt fursecurile și le dăm la cuptor la 180 de grade, circa 10-15 minute. Și apoi le dăm cu puțin zahăr pudră. Ia uitați-le cum arată. Bune, bune și gustoase. Cu puțin zahăr pudră luăm și le pudrăm așa pe deasupra. Vedeți? Așa. Pudrăm. Și poftă bună! Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru multă sănătate și numai bine. La revedere, o zi frumoasă, dulce pe toți și vă mulțumesc din suflet.